Când vine vorba de cărți, nu vă recomand unul dintre autorii mei preferați. Este vorba despre scriitorul franco-belgian Erik Emanuel Schmidt și probabil romanul său cel mai citit. Este vorba de Oscar și Tanti Roz. E povestea unui tânăr bolnav de leucemie, care nu mai are mult de trăit. Toți cei din jurul său nu prea știu cum să gestioneze situația, cu excepția lui Tanti Roz, o infirmieră în vârstă, trecută prin viață, cu multă experiență, prin intermediul căreia el își trăiește toată viața cumva pe repede înainte. Este o poveste cutremurătoare, scrisă foarte bine de Erik Emanuel Schmidt și vă recomand cu căldură. Oscar și Tanti Roz.